preot s-a deghizat în cercetător să vadă reacția creștinilor. Preotul s-a îmbrăcat cu haine mordare și s-a dus la slujba de dimineață de la biserică. În interior se aflau 10.000 de membri, iar el trebuia să fie prezentat ca fiind de noul preot al cașului de cult. Preotul s-a plimbat în jurul bisericii timp de 30 de minute înainte de începerea slujbei și cum era plin de oameni care veneau la biserică, doar un foarte mic procent de credincioși l-au salutat pe cerșetor. Unora chiar le-a cerut bănuți pentru mâncare, dar absolut nimeni nu i-a dat nimic. A intrat apoi în biserică și a încercat să se așeze în față, dar diaconii i-au cerut să se așeze în spate a încercat să salute sau să vorbească cu oamenii, dar ei întorceau capul cu dezgust. După ce îl priveau din cap până în, în picioare, cum era îmbrăcat, cum era el așezat în spate, a început slujba și imediat unul din responsabili a declarat că este fericit să facă un anunț important. Astăzi vom avea un nou preot. Oamenii au început să aplaude privind în jur curioși și fericiți să îl cunoască pe noul preot. Când cerșetorul care a fost așezat în spate s-a ridicat și a început să înainte toate aplauzele s-au oprit. Toată lumea se uita mirată la el. A fi creștini înseamnă ceva mai mult decât un principiu pe care îl apărați și la care țineți din obișnuință. A fi milostiv și îndurător față de ceilalți înseamnă a te comporta ca Hristos. De multe ori, oamenii sunt judecați în funcție de îmbrăcămintea pe care o poartă și sunt tratați în consecință. Oamenii cu greu își dau seama de propriile greșeli. Aparențele sunt adesea înșelătoare. Întâlnind oameni pentru prima dată facem întotdeauna o judecată bazată pe înfățișarea lor, deși nu ar trebui să facem o astfel de greșeală.